doctorat obținut, care nu poate sta până la final din motive obiective. Și o să încerc să ridic acest microfon. Bună ziua! Este o mare bucurie să văd atâta lume în sală la o lansare de carte și nu la orice fel de carte, ci una cu subiect religios. Este o bucurie și trebuie să felicit organizarea ireproșabilă a evenimentului, pentru că de multe ori vedem chiar și la alte tipuri de lansare de carte că sala e aproape goală. Ceea ce astăzi ne aduce pe toți la oaltă cu gândul într-o zonă a rugăciunii, pentru că bănuiesc că toți cei care ne aflăm aici împărtășim aceleași gânduri și idealuri. Și suntem aici pentru că am rezonat la chemarea spre credință pe care această carte ne-a ridicat-o. Ce vreau să vorbesc astăzi și să vă mărturisesc, în primul rând, una din minunile care se regăsesc în cartea prezentată astăzi, minune la care am fost și martor și parte, și în a doua parte a discursului vreau să vă povestesc ceva și să vă mărturisesc ceva din ceea ce înseamnă această interfață dintre religie și medicină în cea mai grea secție dintr-un spital, aceea de terapie intensivă, unde viața și moartea se întâlnesc, unde Dumnezeu se întâlnește cu cei care suferă, unde familiile se întâlnesc cu Dumnezeu și se întâlnesc cu suferința și unde, de foarte multe ori, am întors oameni spre credință și am întors familii spre credință și cursul vieții lor s-a schimbat radical după acel moment. Vă spuneam de acea mărturisire a minunii pe care o regăsiți în carte. Eram plecat la un congres în Norvegia și am primit vestea de la o prietenă că s-a născut primul copil al familiei, sănătos, totul a fost în regulă într-o maternitate din București și că ne așteaptă, sigur, să sărbătorim împreună la întoarcerea de la acest congres această minune, nu individuală, a familiei respective. Însă, după numai 24 de ore, îmi dă un mesaj disperat să vorbesc la maternitatea unde s-a născut copilul, că ceva grav s-a întâmplat cu copilul dintr-o dată. Lucru care l-am și făcut, am sunat la maternitate, copilul care era bine, cu o notă de 9 la naștere, era deja incubat, era în terapie intensivă. Am vorbit cu colega mea de la neonatologie, care mi-a girat un număr impresionant de diagnostice grave, dintre care două dintre ele erau incompatibile cu supraviețuirea. Era vorba de suspiciunea unei boli genetice, metabolice, în care copilul nu primea suficientă glucoză la nivelul creierului și care, sigur, ar fi determinat decesul extrem de rapid, pentru că știm cu toții creierul nu poate funcționa fără glucoză, este singurul organ dependent de această substanță. Și sigur, o serie întreagă de infecții care îi invadaseră corpul, era într-o stare de șoc septic, mă rog, cu toată, să spunem, amănuntele medicale pe care nu vreau să le relatez acum. Am fost sunat, evident, de către familia copilului, care m-a întrebat ce vești le dau după discuția cu doctorul. Și evident că veștile nu puteau fi decât într-un singur sens. Ei trebuiau să se pregătească de înmormântare. Și am făcut acest lucru pentru că, din punct de vedere deontologic, ca doctor trebuie să furnizeze adevărul celor care îl solicită de la tine. Le-am spus despre ce este vorba. Evident că rugăciunea a fost primul gând al acestei familii și a fost și, să spunem, sprijinul pe care aceștia l-au găsit în acea fază. Lăsând copilul în grijă a doctorului, l-au plecat cu toții să se roage la Sfântul Efrem. Au făcut acest lucru. Între timp i-au solicitat soției mele, care era în România, să boteze copilul acolo în terapie intensivă. Copilul a fost botezat imediat în terapie intensivă. Vă dați seama că pentru mine, de la distanță, percepeam aceste lucruri un pic distorsionate. Colega mea îmi spunea că copilul este pe moarte. În același timp, familia îmi spunea că va scăpa. Era, să spunem, o tensiune interioară, sufletească, extrem de grea și greu de explicat în cuvinte. După doar o zi de la momentul botezului, copilul a fost extubat. M-au sunat cei din familie. Evident că am început să pun la îndoială și eu această informație. Am sunat și am vorbit cu colegii din spital, care mi-au spus că, într-adevăr, copilul a fost extubat. Lucrurile au evoluat favorabil, rapid, în sensul că și-a reluat o activitate normală.
S-au repetat analizele pentru acea boală metabolică care era incompatibilă cu supraviețuirea, care au ieșit negative. Infecția pulmonară a fost remisă undeva la 3 zile de la momentul în care copilul a fost botezat. Și după vreo săptămână, copilul a fost externat din terapie intensivă. Sigur că a fost necesară o intervenție chirurgicală ulterioară pentru o problemă a cordului, care a fost realizată și ea într-un mod miraculos. Gândiți-vă că un copil externat din spital, care era să moară, foarte rapid, în câteva săptămâni a ajuns la Milano și a fost operat pe cord deschis și astăzi este în sală și se plimbă pe aici. Lucru care ne arată încă o dată că minunile sunt prezente. Această familie a făcut mărturisirea, iar eu am venit să întăresc cuvântul pe care ei l-au spus din punct de vedere medical, prin faptul că la momentul în care citim pe foaia de observație a acestui copil diagnosticele de la 24 de ore, care erau obiective, nu erau doar presupunere ale doctorilor, erau concretizate cu analize medicale, orice doctor din lume v-ar fi spus că acest copil ar fi trebuit să moară. Și iată că după 3 ani este în sală și aleargă pe aici fără nicio problemă. Acum, în a doua parte a discursului, vreau să vă spun ceva foarte scurt despre ce simțim în terapie intensivă și ce important este acest moment al suferinței. Să știți că suferința este un element care întotdeauna ne trezește la realitate. Suntem de obicei îmbătați cu toate elementele acestea de bine pe care lumea trecătoare ni le oferă și uităm la un moment dat să ne întoarcem către credință, să ne întoarcem către Dumnezeu. În reanimare, fiind suferință, automat omul se întoarce la Dumnezeu. Am scris un articol acum câteva luni care mi-a plăcut foarte mult, că a fost preluat de o mare parte din presă, se numea Fără Dumnezeu nu există nicio vindecare. Lucru pe care îl spun și cu tărie și astăzi. Evident că am împărțit spitalul în două tabere care au încercat să mă convingă fie de o parte, fie de cealaltă. Dau dreptate. Însă, cu siguranță, lucrând de 11 ani în terapie intensivă, vă pot spune că fără Dumnezeu, cu siguranță nu există vindecare. În terapie intensivă, atunci când oamenii se roagă, să știți că noi astăzi avem o serie întreagă de parametri de monitorizare. Monitorizăm pulsul invaziv, monitorizăm tensiunea arterială invaziv, facem măsurători ale curenților electrici din creier. Sunt măsuri avansate de urmărirea pacientului și vă pot spune că de foarte multe ori când am participat la slujba MAS-ului, acești parametri variază într-un mod imprevizibil, într-un mod neașteptat și după ce se termină slujba MAS-ului, imediat încetează reacțiile respective. Ceea ce ne spune faptul că acel pacient care noi îl credem în comă și care îl credem că nu participă și nu este prezent cu noi, în prezența rugăciunii el reacționează. Și această reacționare nu de puține ori a determinat ca pacienți fără nicio șansă medical să se întoarcă și să plece sănătoși din spital și nu să plece sănătoși din spital, ci să își reconsidere întreaga viață, schimbându-și radical optica în raport cu religia și cu Dumnezeu. Acest lucru este esențial. Să știți că au fost pacienți care încă nu erau credincioși. Erau, dimpotrivă, într-o direcție în care nici n-am vrea să ne gândim că am putea ajunge ca oameni. Și cu toate astea, să știți că s-au întors la credință și au devenit mărturisitori ai credinței după experiența din reanimare pe care au trăit-o. Iar această schimbare, sunt absolut convins că a fost realizată de puterea rugăciunii și de acel moment în care, probabil în stările acelea de comă, în care nimeni nu știe ce se întâmplă, ei au simțit puterea lui Dumnezeu și au simțit Duhul lui Dumnezeu peste ei. De aceea, când sunt întrebat, multă lume mă întreabă, evident, în reanimare, întrebarea frecventă este, credeți în minuni? Și întotdeauna le spun, nu cred în minuni, le văd. Și ce, dar cum le vedeți? Și atunci, sigur că e foarte dificil să le mărturisesc sau să vii să le dai o rețetă. E foarte greu, atâta timp cât oameni care l-au avut pe Hristos întrupat și nu l-au crezut, și nu că nu l-au crezut, l-au și răstignit. Cum să le spui unor oameni că fluctuează pulsul, fluctuează tensiunea? Întrebările după aceea sunt extrem de dificile. Însă niciodată, să știți că nu ne-am pierdut noi, cei din terapie intensivă, care credem în Dumnezeu, nu ne-am pierdut niciodată
speranța că ceea ce le spunem oamenilor, unii vor urma sfatul nostru și vor merge la preot, vor face slujba de maslu, alții nu vor urma acest lucru. Dar noi trebuie să ne facem datoria morală, nu doar de tămăduitor al grupului, ci și de tămăduitor al sufletului acestor oameni și de foarte multe ori, vă spun într-o proporție covârșitoare, 80%, 90% din cei cărora le spunem că trebuie să se roage pentru pacientul lor, fac acest lucru și întotdeauna ne dau un feedback că în timpul rugăciunii au avut anumite trăiri și chiar și pacienții pentru care se roagă familia, să știți că am avut și strângem și noi mărturile noastre în spital, pe care probabil o să le publice la un moment dat preotul spitalului, am avut pacienți care nu erau credincioși și care, cum a spus și părintele, au povestit întâlnirea din comă cu sfinți pe care nu îi cunoșteau. Și pe care i-au recunoscut la 2-3 ani după ce au fost externați din spital, văzându-i pe peretele unei biserici, au zis, ăsta este Sfântul care mi-a apărut în vis. Ei nu știu cine a fost la momentul respectiv. Deci niciodată, când suntem în spital, într-o situație gravă, să nu credem că doar medicina ne salvează, să nu credem că doar banii ne pot salva și că dacă transferăm la Viena, în altă țară sau în un spital privat, vom rezolva ceva. Trebuie să avem încredere în acești oameni care sunt medici și care își fac profesia, dar trebuie să știm că întotdeauna trebuie să ne rugăm ca ei să fie luminați în momentele în care fac gesturi pe rudele noastre care se află într-o stare gravă. Vă mulțumesc!